Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 13 februarie. Dezrădăcinați orice sămânță de îndoială. Text biblic. Nu renunțați la încrederea voastră, care are mare răsplătire căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta făgăduința. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi spre pierzare, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 10, versetele 35 la 39. Am văzut că ne aflăm acum în timpul cernerii. Spune serva Domnului. Satana lucrează cu toată puterea lui pentru a smulge sufletele din mâna lui Hristos și a le determina să-l calce în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Acum trebuie să se formeze caracterul. Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Domnul își încearcă poporul. Îngerul mi-a prezentat aceste cuvinte. Luați seama fraților. Ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împotrivească prin înșelăciunea păcatului. Căci suntem făcuți părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezdruncinată de la început. Epistola către Evrei, capitolul 3, versetele 12 la 14. Dumnezeu este întristat atunci când cineva din poporul său, care a cunoscut puterea harului său, vorbește de îndoielile pe care le are și în acest fel devine un canal pentru Satana, care transmite prin el sugestiile sale altor minți. Sămânța necredinței și a păcatului nu este ușor de dezrădăcinat. Satana o alimentează în fiecare ceas. Și aceasta înflorește și devine puternică. Sămânța cea bună, când este semănată, are nevoie să fie hrănită, udată și îngrijită cu atenție, pentru că orice influență otrăvitoare din jur îi împiedică creșterea și îi produce moartea. Eforturile lui Satana sunt acum mai puternice decât oricând înainte, pentru că el știe că nu mai are mult timp pentru a înșela. Poporul lui Dumnezeu va fi cernut. Așa cum se cerne grâul în sită, până ce toată pleava este separată de boabele curate. Noi trebuie să luăm pe Domnul Hristos ca exemplu și să imităm umilul model. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.